Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Maria Stroie, vă invit să urmăriți retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii. Nici nu a fost bine inaugurată, că deja a fost săpată. Vorbim despre Calea Eroilor, prima stradă modernizată complet din municipiul Buzău. Ceea ce trebuie să fie etalon pentru restul orașului este acum un șantier. Vina aparține muncitorilor de la Urbiserv, care atunci când au efectuat lucrări pe Calea Eroilor, au rupt cablurile unei societăți de telefonie mobilă. Acum aceștia sunt nevoiți să suporte reparațiile din propriul buget, dar și să facă săpături pe cea mai modernă arteră din oraș. Doar 3 luni a durat până când excavatoarele au început să sape pe cea mai modernă stradă din municipiul Buzău. Zilele trecute, pe Calea Eroilor s-au făcut săpături, iar un morman de pământ a fost așezat chiar pe pista de biciclete. Imaginile surprinse au stârnit revolta buzuienilor, care au crezut că artera nu va avea aceeași soartă ca toate celelalte care au fost săpate la scurt timp după reabilitare. Și luni dimineață, muncitorii încă săpau. Lucrările sunt efectuate de reprezentanții unei societăți de telefonie mobilă. Aceștia s-au trezit cu avarii cauzate chiar de muncitorii de la Urbiserv. În timp ce se chinuiau să îngroape cablurile de pe stâlp, lucrătorii Urbiserv au rupt fibra optică a firmei de telefonie, însă nu au anunțat administratorul și și-au continuat lucrările. Acum, la 3 luni de la inaugurare, firma de telefonie se vede nevoită să efectueze săpături pentru a remedia stricăciunile cauzate de Urbiserv. 3 luni de la inaugurare, pe Calea Eroilor deja se fac primele săpături. Lucrările sunt efectuate de reprezentanții unei societăți de telefonie mobilă care îi acuză pe muncitorii de la Urbiserv că atunci când au efectuat lucrările de modernizare a străzii, le-au rupt fibra optică. Acum oamenii sunt nevoiți să își repare pe cheltuială proprie stricăciunile cauzate de către Urbiserv. Calea Eroilor din Buzău a devenit o adevărată carte de vizită pentru oraș, după ce primăria a redesenat întreaga zonă în cadrul unui proiect de punere în valoare a ansamblului Cimitirului Eroilor. Numai că lucrările efectuate în stilul deja cunoscut de către Urbiserv umbresc frumusețea străzii. Reprezentanții societății Urbiserv nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere. Consiliul Județean Buzău donează statului 4.000 de metri pătrați din terenul de pe Bulevardul Gării, pe care a funcționat vechea maternitate. Printr-o hotărâre supusă aprobării consilierilor județeni convocați săptămâna aceasta în ședință ordinară, suprafața va intra în administrarea Ministerului Justiției în vederea construirii unui nou sediu pentru Judecătoria Buzău. Se pun la punct ultimile formalități necesare demarării construcției unui sediu pentru Judecătoria Buzău. În ședința ordinară de luna aceasta, Consiliului Județean, pe ordinea de zi, se află un proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al statului român a terenului în suprafață de 4.000 de metri pătrați, situat în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, în scopul construirii sediului judecătoriei. Ministerul Justiției a solicitat Consiliului Județean Buzău identificarea și punerea la dispoziția unui imobil teren în vederea construirii unui sediu nou pentru Judecătoria Buzău, care în prezent funcționează într-un spațiu închiriat. Într-un prim demers și înțelegând necesitatea identificării unei soluții viabile pentru asigurarea accesibilității actului de justiție, prin hotărârea Consiliului Județean numărul 7/2018, s-a dispus dezmembrarea unui lot de 4.000 de metri pătrați din totalul de 8.053 metri pătrați ai fostei maternități buzoene și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției în scopul mai sus menționat. Se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Consiliul Județean a hotărât la începutul anului destinația terenului fostei maternități de pe Bulevardul Gării. Acolo urmează să fie construit un bloc de locuințe pentru medici, dar și un sediu nou pentru Judecătoria Buzău. Terenul a fost eliberat după ce construcția a fost demolată. Pentru judecătorie, atribuirea unei suprafețe de teren pentru construirea unui sediu este binevenită. Instanța funcționează într-un spațiu închiriat într-un centru comercial, loc socotit de mulți nepotrivit pentru o instituție de o asemenea importanță. Important centru comercial din Buzău se va extinde, iar zona de pe strada Frăsinet, unde acesta funcționează, își va schimba radical aspectul. În paralel cu lucrările de extindere a molului, se va derula proiectul primăriei Buzău de amenajare a iazului morilor.
Terenul viran de pe strada Frăsinet, situat între magazinul Kaufland și centrul comercial Aurora, va fi folosit de proprietarii acestuia din urmă pentru extinderea mall-ului. Autorizațiile necesare începerii lucrărilor au fost deja obținute și urmează amenajarea șantierului. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Ionuț Apostu pe pagina sa de Facebook, unde a precizat că proiectul se va desfășura în paralel cu cel al primăriei de amenajare a iazului Morilor. Precizările viceprimarului sunt însoțite de fotografii ale schițelor ce înfățișează modul în care va arăta locul după reconfigurare. Proiectul de punere în valoare a iazului Morilor, ce va fi demarat anul viitor, nu a rămas fără eco în mediul privat. Acționarii Aurora Mall au obținut autorizația de construire pentru extinderea centrului comercial, astfel încât ceea ce acum sunt doar poze de proiect, până la finalul anului viitor sper că va deveni realitate. A scris Ionuț Apostu pe pagina de Facebook. Conform proiectului, noul corp de clădire al mall-ului se va întinde până aproape de parcarea Kaufland, iar în vecinătate vor apărea noi locuri de parcare. Totodată, garajele metalice de pe strada Frăsinet urmează să fie ridicate pentru a face loc amenajărilor de pe iazul Morilor. Un nou proiect pentru înfrumusețarea orașului a fost gândit de autoritățile locale împreună cu profesorii și elevii de la Liceul de Arte din Buzău. Aceștia și-au îndreptat atenția către skateparkul din Tineretului, care, după ce a fost modernizat, va fi înfrumusețat cu picturi vesele, menite să dea o pată de culoare locului de distracție. În ultima perioadă, liceenii de la arte, împreună cu profesorilor, s-au implicat în proiecte ce au dus la înfrumusețarea orașului. Inițial, colaborarea a început cu realizarea unor picturi în spațiile de joacă, reabilitate sau nou înființate. Un proiect de succes care a avut ecou în întreaga țară a fost realizarea trecerii de pieton 3D din fața Liceului de Arte Margareta Sterian. Aceste proiecte continuă acum cu lucrări de artă, ce vor fi făcute pe elementele din skatepark, dar și în zona amfiteatrului. Unul dintre absolvenții Liceului de Arte, admis la Facultatea de Arhitectură, avea de mai multă vreme o idee de a-și lăsa amprenta în orașul natal. În vara asta m-am gândit la ce ar trebui să fac și mi-am făcut schițe cu câteva personaje pe care le-am făcut în parc. M-am inspirat de la doi artiști, Mr. Toms, care este un artist italian și face și picturi murale, și Lamps, care face ilustrații digitale în mare parte. Și în lucrări se pot regăsi elemente din stilurile ambilor artiști. Tânărul a fost încurajat de către profesor și imediat a primit și sprijinul autorităților. Desenele care vor apărea pe mobilierul skateparkului nu sunt alese întâmplător, fiecare având simboluri ascunse. Skateparkul are legătură cu cultura hip-hop. M-am gândit că ar fi bine să aduc elemente să desenez și obiecte care sunt utilizate de artiști, de grafă. E un proiect care el de mult și-l dorește. Avea niște lucrări, le ținea ascunse ca modest ce este și i-am spus că e păcat să nu și le expună. Vroia să vorbească cu domnul primar, că ar vrea un spațiu. Iată că de data aceasta domnul Vici i-a oferit ocazia să-și expună așa zisă arta urbană în mediul copiilor. După ce vor fi finalizate desenele din skatepark, tinerii artiști se gândesc să dea o altă față și amfiteatrului din Parcul Tineretului. Apar primele reacții după asfaltarea străzilor de pământ din municipiu. Buzoienii care locuiesc pe arterele care nu au fost niciodată asfaltate și-au creat propriile galerii fotografice care ilustrează modul în care arătau străzile înainte și după reabilitare. Lucrările de asfaltare pe cele 43 de străzi de pământ continuă. Până acum au fost reabilitate 11 dintre ele, iar până la sfârșitul lunii septembrie autoritățile speră că mai bine de jumătate dintre ele vor fi gata. Lucrările sunt unele complexe, având în vedere că arterele nu au fost niciodată asfaltate. Muncitorii au nivelat, au amenajat trotuare, apoi au trecut la turnarea straturilor de asfalt. În urma contractului și a licitației pentru asfaltarea celor 43 de străzi de pământ au început
început cumva să intre în linie dreaptă, în sensul că avem deja primele 11 străzi asfaltate. Noi sperăm că până la sfârșitul lunii septembrie vom ajunge undeva la 20 de străzi asfaltate din cele 43. Cei mai bucuroși de lucrările efectuate sunt riverani. Oamenilor care locuiesc pe străzile de pământ nu le-au venit să creadă că în sfârșit vor avea asfalt la porți. La fiecare ploaie erau nevoiți să îndure noroiul, iar vara praful gros care se ridica după fiecare mașină. Buzoienii chiar și-au creat propriile galerii foto, care arată cum erau străzile înainte și după asfaltare. Au apărut deja și rezultatele, în sensul că oamenii sunt mulțumiți și chiar se declară încântați de faptul că nu vor mai avea noroi, iar odată cu venirea iernii, cumva și aceste străzi au revenit la civilizație. Noul covor asfaltic al acestor străzi de pământ are o garanție de 5 ani. Aceasta înseamnă că atunci când, spre exemplu, primăvara apar gropi în asfalt, societatea care a executat lucrările va fi cea care le va acoperi. Legi din domeniul agriculturii au fost dezbătute și votate la Buzău. Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a părăsit pentru o zi clădirea Parlamentului pentru o ședință atipică, ținută în sala mare a Consiliului Județean. Se poate spune că a fost o ședință cu public, interactivă, chiar pentru că la lucrări au fost prezenți numeroși primari și fermieri din județ. Aceștia au adus în atenția deputaților din comisie problemele actuale, dar și cele mai vechi cu care se confruntă. Mai mulți primari și fermieri din județul Buzău au avut ocazia să urmărească pe viu desfășurarea unei ședințe a Comisiei pentru Agricultură a Camerei Deputaților. Mai mult, ei și-au putut exprima opiniile și au putut aduce în fața parlamentarilor problemele legate de agricultură ori fond funciar, ce le îngreunează activitatea. Discuțiile nu s-au purtat la Parlament, ci la Buzău, unde a avut loc o ședință a Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților. Inițiativa acestei ședințe atipice, desfășurate în afara Palatului Parlamentului, i-a aparținut deputatului PSD de Buzău, Dănuț Păle, ce deține funcția de vicepreședinte al Comisiei. Hotărât să ieșim puțin din tipicul clasic al ședințelor din Parlamentul României și vă spun sincer că sunt foarte bucuros că cei de la Parlament au acceptat ca această comisie să se desfășoare la Buzău. Nu ascund faptul că sunt foarte mulțumit că s-a întâmplat și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră presa, că se vede că a stârnit destul de mare interes și am dorit să prezentăm atât primarilor cât și fermierilor și celor interesați cam cum se desfășoară în primul rând o activitate în cadrul Comisiei de Agricultură, dar cel mai mult am dorit ca cei din comisie, colegii mei, să afle care sunt problemele fermierilor, primarilor din județul Buzău, pentru că doar așa își formează cea mai bună idee și împreună să luăm cele mai bune decizii să rezolvăm multe din problemele pe care îi frământă. Gazda colegilor săi din Comisia pentru Agricultură, deputatul de Buzău, Dănuț Păle, nu a ascuns faptul că a avut emoții, dar că astfel de ședințe în teritoriu trebuie organizate cât mai des. Eu încă sunt sub starea emoției și cred că este un început, dar eu aș vrea să nu se termine aici și să devină o regulă și Comisia să se deplaseze. Nu vă spun că s-ar putea să ne deplasăm și la Alba, să vedem și alte județe din sud și tot așa. Deci cred că așa ar trebui lucrat, pentru că doar așa vom reuși să scoatem cele mai bune legi. Membrii Comisiei pentru Agricultură i-au ascultat pe primari și fermieri, le-au răspuns și chiar au luat notițe pentru a le lua în calcul pe viitor. Au fost multe discuții astăzi și mă bucur foarte tare că am avut acest prilejul să avem întâlnire cu primarii din județul Buzău. Bineînțeles că noi ne-am notat toate problemele ridicate de ei și le vom lua în calcul, mai ales că aveți aici la dumneavoastră vicepreședinte Președintele Comisiei de Agricultură și cu care eu am o relație foarte apropiată de lucru. Întâlnirea a avut loc în sala mare a Consiliului Județean, pe ordinea de zi fiind acte normative importante, precum proiectul pentru modificarea legii privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice. La lucrările comisiei au participat invitați din Ministerul Agriculturii și agențiile cu atribuții în domeniu.
Noul subprefect al județului Buzău, Lucian Foca, a fost investit în funcție miercuri. Ceremonia s-a făcut în prezența directorului general, care se ocupă de relația guvernului cu prefecții, a președintelui Consiliului Județean, a primarului Constantin Toma și altor oficialități locale. Lucian Foca a fost numit în funcția de subprefect al județului în cadrul ședinței de guvern de săptămâna trecută și îl înlocuiește pe Sorin Gheorghe, care va reveni pe o funcție de jurist la Casa Albă. Noul subprefect al județului Buzău, Lucian Foca, a fost investit în funcție miercuri în prezența șefilor de deconcentrate, a primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, și a președintelui Consiliului Județean, Petre Manuel Neagu. Investirea în funcție a fost făcută de către directorul general din cadrul MEAI, care se ocupă de relația guvernului cu prefecții, și a fost urmată de depunerea jurământului de credință de către noul subprefect. S-a adoptat următoarea hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Foca Petrică Lucian. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Noul subprefect al județului Buzău a ținut și un discurs din noua postură, care a început cu o gafă. Director general, doamnă subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean. Fostul comandant al diviziei 2 Infanterie Getica, Petrică Lucian Foca, va face echipă cu actualul prefect, Carmen Ichim. Aceasta se bazează pe experiența generalului de armată în ceea ce privește conducerea unei instituții. Cred că are destule cunoștințe În domeniul administrației, să spun, în domeniul managerial, al conducerii. Acum știți foarte bine că a condus o armată, a fost și consilierul premierului, adică a avut destul de multe funcții publice și nu cred că aceasta este un obstacol. În același timp, noul subprefect este convins că va face față greutăților ce ar putea apărea într-o instituție complexă, cum este prefectura județului Buzău. Pentru mine este o nouă provocare și simt că toate cunoștințele pe care le-am acumulat într-o carieră de 35 de ani, dintre care 17 am fost comandant și în care am avut suficient de multe provocări pe care le-am depășit cu mult succes, cred că și aici pot să-mi aduc contribuția pentru a face ca lucrurile să meargă mai bine și relația foarte bună de cooperare pe care am avut-o cu autoritățile locale, cu cetățenii din municipiu și județul Buzău, poate să continue pe noi coordonate. Lucian Foca l-a înlocuit în funcția de subprefect pe Sorin Gheorghe, cel care ocupa acest fotoliu din toamna anului 2015 și care acum va reveni pe o funcție de jurist în cadrul instituției prefectului. După 4 luni de așteptare și de trafic blocat, podul de la Mărăcineni a fost joi dimineață deschis. Primele mașini au putut circula încă din noapte pe tronsonul reabilitat, când au fost ridicate barierele care blocau sensul de mers Râmnicu Sărat Buzău. Administratorul drumului anunță că în perioada următoare vor mai avea loc lucrări la infrastructura podului, dar acestea nu vor mai afecta circulația rutieră. Podul metalic de la Mărăcineni, aflat în reparație din data de 19 aprilie, a fost redeschis în noaptea de miercuri spre joi, după mai bine de 4 luni. Lucrările au presupus reparații ale plăcii din beton armat, executarea unei plăci peste cea existentă, înlocuirea hidroizolației și a căii de rulare pod, înlocuirea rosturilor de dilatație, sablarea și vopsirea tablierului metalic și montarea parapeților de siguranță. Lucrarea a fost executată de o societate din Iași, iar beneficiar a fost Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Am realizat o nouă placă de suprabetonare, s-a înlocuit hidroizolația, s-a pus o hidroizolație nouă, 3 straturi de asfalt pe cale de rulare, s-au pus dispozitive de rosturi noi, la 7 la număr, s-au înlocuit parapetul, s-a pus un parapet de clasă superioară de protecție H4B, și s-au făcut de asemenea, s-a sablat tablierul metalic și de asemenea la rampe s-au pus parapete și s-au refăcut trotuarul. Deci eu zic că s-a dat o haină nouă acestui pod, care este
pe un pod vechi și important. Pe timpul lucrărilor, aglomerația în municipiul Buzău și pe șoseaua europeană a atins valori greu de anticipat pentru factorii decidenți, care nu mai iau în calcul închiderea celuilalt sens de mers pentru lucrările de întreținere și reparații care vor urma. Termenul prevăzut în contractul de lucrări a fost respectat în ceea ce privește reluarea circulației, însă retușuri se vor mai face până pe 15 septembrie. Autoritățile locale recunosc că au făcut vizite zilnice la podul de la Mărăcineni pentru a verifica stadiul lucrărilor și pentru a se asigura că termenul va fi respectat. Angajat într-un termen și l-am realizat și asta înseamnă că cetățenii trebuie să aibă încredere în autorități. În special, am făcut acest lucru pentru buzoieni, în special pentru că acest pod a fost sau este parte din viața lor, dar și pentru ceilalți participanți la trafic. Poate că puțin dintre domniile voastre, mă refer aici la presă, chiar și noi autoritățile, probabil că am avut mici îndoieli, dar lucrurile s-au terminat foarte bine atât pentru cetățenii județului Buzău și de ce nu, și pentru mulți alți participanți la trafic. Lucrările de reabilitare a podului de la Mărăcineni au costat peste 3,5 milioane de lei, sumă alocată din bugetul de stat pentru lucrări de întreținere periodică. 100.000 de euro este suma care va fi alocată din bugetul local al municipiului Buzău pentru refacerea falezei din dreptul cetății Soroca de pe malul Nistrului. Proiectul a fost propus de primarul Constantin Toma, iar decizia finală a fost luată de consilierii locali în ședința de joi. Chiar dacă opoziția a fost împotriva alocării acestei sume către Republica Moldova, proiectul a fost adoptat prin votul majorității PSD-ALDE. În primăvara acestui an, consilierii locali buzoieni au semnat o declarație simbolică de unire a municipiului Buzău cu Republica Moldova. Acum, municipalitatea dorește să facă investiții la Soroca. Mai exact, primarul Constantin Toma vrea să ajute și cu bani la realizarea unui proiect de infrastructură din Republica Moldova. 100.000 de euro vor fi trimiși de la Buzău pentru refacerea falezei din dreptul cetății Soroca de pe malul Nistrului. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal de joi și a stârnit controverse. Aleșii opoziției sunt de părere că suma alocată este una prea mare pentru bugetul municipiului, iar banii ar trebui direcționați către obiective mai importante. Este un pic exagerată această sumă și această decizie să finanțăm în poziția în care noi nu stăm chiar atât de bine la buget. Și noi, ca localitate, ca oraș, avem atâtea lucrări, atâtea proiecte în desfășurare și să dăm acum 5 miliarde unei localități din Republica Moldova, cred că mi se pare inoportună această decizie. Buzoienii noștri care sunt contribuabili și plătesc taxele și impozitele, le punem penalități, somații și tot felul, punem vinul pe ei să aducă bani la bugetul local și noi să-i ducem până alte localități. Cred eu că în primul și în primul rând trebuie să regăsească acești bani în ceea ce facem în orașul nostru. Am fi înțeles și am fi votat pentru dacă exista o stare de urgență. Salva un spital, salva o instituție publică la nivel de patrimoniu, dar atâta timp că la nivelul municipiului Buzău nu sunt bani și nu s-a spus nici pe la această dată dacă sunt bani pentru compensarea prețului la energie termică, nu sunt bani pentru și niciun leu n-a fost alocat în bugetul local pentru extinderea și reabilitarea sistemului de parcaje din municipiul Buzău, dar din contră se taxează suplimentar, nu sunt bani pentru reabilitarea termică a blocurilor și atunci cer o stare să modernizăm sau să reparăm o faleză care oricum nu este un obiectiv strategic sau nu este obiectiv de important major în care să salveze viața unor oameni sau să realizezi că faci un ajutor într-adevăr care să se merită. Pentru așa ceva ăsta e și motivul pentru care am votat împotriva. La scurt timp au venit și explicațiile primarului Constantin Toma, care spune că prin alocarea acestei sume de către municipiul Buzău către Soroca se face un act de patriotism. În plus, edilul consideră că ar trebui arătat mai mult sprijin pentru moldovenii de peste Prut. Sumă mică raportat la ceea ce ar trebui să facem noi ca țară, ca oraș, ca indivizi pentru această localitate Soroca,
cetate celebră a lui Ștefan cel Mare, reabilitată odată cu cetatea de la Suceava și cetatea de la Hotin din Ucraina. Faleza a rămas nefăcută, sunt foarte multe lucruri, oamenii ăștia suferă mult mai mult decât suferim noi în momentul ăsta și cred că este un gest normal, natural, pentru a ajuta la creșterea încrederii românilor de acolo în românii de aici. În ciuda reacțiilor, cu 15 voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere, proiectul a fost adoptat. Lucrările de refacere a falezei Nistrului se ridică la peste 138.000 de euro. Dintre aceștia, 100.000 de euro sunt oferiți de Consiliul Local Buzău, iar restul sumei de către Consiliul Municipal Soroca. Nimic rău nu se va întâmpla cu pădurea Crâng după preluarea de către Primăria Municipiului Buzău. Asigurările vin din partea deputatului PSD Dănuț Păle, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților. El a promis că se implică printr-un amendament în urgentarea emiterii normelor metodologice pentru pădurea din Parcul Crâng. Pădurea din Parcul Crâng a intrat de curând în patrimoniul Primăriei Municipiului Buzău, însă conducerea Palatului Comunal are încă motive de nemulțumire. Primarul Constantin Toma a adus în atenția Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, întrunită într-o ședință la Buzău, anumite probleme de ordin legal. Și reușim prin legea asta 320 să preluăm Crângul, dar ce se întâmplă dacă aceste norme metodologice nu se vor da niciodată? Pentru că în stilul pur românesc durează o mulțime și chestia asta. Dacă se dă o lege, de ce nu se aplică așa cum este? De ce mai trebuie normă metodologice să mai așteptăm nu știu cât până să va trezi cineva ca să dea și lege cu ordin de ministru sau ce se va întâmpla? Deputatul Dănuț Păle, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, a promis că se va implica în rezolvarea tuturor aspectelor ce țin de legea prin care pădurea Crângului a trecut în proprietatea municipalității. Primul amendament și prima interpelare, de fapt, o să fac cu acele norme pentru pădurea Parc, pădurea Crâng, care pentru mine a fost un lucru extraordinar că s-a întâmplat și aș vrea să vă spun pe această cale că nu se va întâmpla nimic destructiv în pădurea Crâng, va fi ceva extraordinar, pentru că dacă o să aveți ocazia și o să mergeți la Berlin, o să vedeți că în Berlin sunt 250 de hectare de pădure parc. Pădurea Crâng a intrat în proprietatea orașului de la Direcția Silvică la sfârșitul lunii trecute, printr-o lege promulgată de președintele României. Primarul Constantin Toma promite că va transforma Crângul în cel mai mare parc din țară, prin proiecte ce urmează a fi discutate în perioada imediat următoare. Dosar penal pentru distrugerea unei arhive. Reprezentanții Serviciului Județean al Arhivelor Naționale au sesizat autoritățile judiciare după ce au constatat un adevărat dezastru în ceea ce privește documentele stațiunii de cercetare și dezvoltare Pomicolă Cândești. Stațiunea, care mai există doar pe hârtie, are totuși un director ce trebuie să răspundă pentru că a abandonat arhiva. Este dezastru la stațiunea de cercetare și dezvoltare Pomicolă Cândești. Lăsată în paragină și fără niciun fel de pază, clădirea instituției a ajuns să fie furată bucată cu bucată. Deși unitatea nu este desființată și se află în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, nimeni nu a avut în vedere că în interior se află arhiva instituției, ce conținea documente importante, inclusiv documente ce atestau vechimea în munca foștilor angajați. S-a ajuns astfel în situația ca arhiva stațiunii să fie în prezent complet abandonată și distrusă. Asta au constatat reprezentanții Serviciului Județean al Arhivelor Statului, care în urma unor sesizări au desfășurat acolo un control. Un raport în acest sens, însoțit de imagini cu ceea ce a mai rămas la Cândești, a fost prezentat în Colegiul Prefectural. O situație deosebită s-a întâlnit la stațiunea de cercetare și dezvoltare Pomicolă Cândești, când arhiva a fost abandonată și distrusă. Ceea ce a mai rămas, vedeți în imagini, este o situație extrem de gravă, cu atât mai mult cât unitatea nu este desfințată, dar un director în funcție. Situația de la Cândești nu este singulară în județul Buzău. Angajații de la Arhivele Naționale au descoperit și alte cazuri, la fel de grave. Sece, Sere și Solarii Buzău și-a mutat sediul la Galați, fără a notifica arhivele. S-a luat legătura cu directorul de la noul sediu și s-a realizat un control tematic al arhivei abandonate într-un imobil din Buzău. Sece, Sere și Solarii Buzău, unitatea care și-a mutat sediul la Galați, fără a notifica serviciul nostru și aici a fost o mare problemă. Până ne-au spus adevărul, ne-au
a fost acolo pe strada Transilvaniei, unde ei și-au desfășurat activitatea în enumerate rânduri. Nu am pus să ne comunice situația concretă. Într-un final m-am trezit eu cu un telefon la domnul director. Compartimentul juridic din cadrul Arhivelor Naționale a transmis o plângere penală către judecătoria Buzău cu privire la situația arhivei de la stațiunea Pomicolă de la Cândești. În același timp, prefectura a dispus ca în zilele următoare să fie transmise adrese către autoritățile centrale. Reguli mai stricte pentru firmele care efectuează lucrări pe străzile din municipiul Buzău. După ce pe mai multe artere proaspăt reabilitate au apărut săpături, iar carosabilul s-a deteriorat, șefii din Palatul Comunal au decis că trebuie să impună reguli mai drastice pentru firmele de utilități. În acest fel, edilii speră că lucrările de intervenție nu vor mai dura mult timp, iar buzoienii vor deveni aliații primăriei, în sensul că vor fi primii care vor reclama lucrările de proastă calitate. Strada Alexandru Marghiloman, Alea Sporturilor sau Constituției sunt doar câteva dintre străzile care au fost săpate la scurt timp după ce au fost asfaltate. Chiar dacă firmele care execută lucrările de branșare la apă, curent sau gaze au obligația de a readuce carosabilul și trotoarele la starea inițială, peticelele ulterioare mai mult deteriorează străzile. Prima obligație a firmelor de utilități este de a-și monta panouri informative. În acest fel, trecătorii pot vedea cine și ce lucrare este executată, când este termenul de execuție și mai ales unde se poate suna pentru reclamații. Pentru noi este o mare problemă de a identifica cu poliția locală cine execută o astfel de intervenție, motiv pentru care am venit în fața noastră cu această propunere, așa cum există în cazul autorizațiilor de construire, unde au obligația de a afișa la locul șantierului datele beneficiarului, datele de contact, tot la fel, absolut toate intervențiile ale societăților de utilități pe domeniul public nu vor primi aviz decât după amplasarea acestui afiș. Eu cred că va fi util și pentru cetățeni, pentru că nu este normal ca cetățeanul să nu știe cine i-a săpat o groapă în fața porții și să poată să sune direct la firma constructoare sau la firma care a autorizat acea intervenție și să ceară explicații. În acest fel, edilii speră că lucrările de intervenție nu vor mai dura luni sau ani și că buzoienii vor deveni aliații primăriei, în sensul că vor fi primii care vor reclama lucrările de proastă calitate. Decizia vine în urma ultimelor incidente înregistrate de către primărie. Firma de gaze care a efectuat lucrări pe strada Constituției a primit 3 amenzi, după ce a asfaltat inclusiv copacii marginali. Tot 3 amenzi a primit în ultimele săptămâni și compania de apă pentru o lucrare pe strada Alexandru Marghiloman. Mai ieri compania de apă a fost amendată cu 1000 de lei pentru astfel de situații pe Marghiloman. La Constituție execută o societate autorizată de electrică un branșament, nu au refăcut trotuarul cum trebuie, au și asfaltat copacii așa până la scoarță, au fost amendați de 3 ori. Iar după cea de-a treia amendă le-am sistat lucrarea până au remediat toate defecțiunile. Credeți-mă că le urmărim foarte aproape, însă sunt probleme pentru că așa lucrează societățile acestea de intervenții pe domeniul public, știți foarte bine ca și mine. Cea mai afectată de săpăturile firmelor de utilități este strada Alexandru Marghiloman, care a fost asfaltată în toamna anului trecut și a fost deja spartă și peticită în mai multe locuri. Zeci de unități de învățământ din județe își vor primi elevi în condiții improprii. La începutul noului an școlar este vorba în special despre grădinițe care funcționează în spații improvizate și subdimensionate, drept care nu au primit autorizații de la Direcția de Sănătate Publică. Altele din mediul rural nu au fost autorizate pentru că nu le asigură celor mici condiții minime de igienă, neavând sursă de apă potabilă. În evidențele Direcției de Sănătate Publică Buzău sunt înregistrate în total 576 de unități de învățământ de toate nivelurile. Mai mult de 10% dintre acestea nu au autorizație sanitară în acest moment, cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar. Este vorba despre 60 de unități de învățământ de stat neautorizate, 9 din mediul urban și 51 de unități din mediul rural. Din aceste 576 de unități aflate în evidență, 516 sunt autorizate, 60 de unități sunt neautorizate, ceea ce înseamnă un procent de 10,41%.
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au precizat în ședința Colegiului Prefectural care sunt unitățile neautorizate din mediul urban și care au fost problemele identificate în urma controalelor. Grădinița cu program normal numărul 5 din strada Victoriei 73. Avem spații subdimensionate, iluminat natural necorespunzător, curte comună cu școala numărul 6, numită General Grigore Baștan. Grădinița cu program normal numărul 6 din strada Unirii, blocul 19H. Este un spațiu amenajat la un parter de bloc, subdimensionat și necorespunzător, cu circuite intersectate. Și grădinița cu program normal numărul 15 din bulevardul stadionului, spațiu cel care este la unitatea militară, spațiu amenajat la un parter de bloc, subdimensionat, tot necorespunzător și acesta. Următorul este din Nehoiu. Am vorbit despre creșă, grădinița cu program prelungit Micul Prinț, care funcționează în aceeași clădire cu creșa, cu spații subdimensionate, fără circuite funcționale și tot în Nehoiu, grădinița cu program normal, Floare de Colț, care funcționează cu o grupă de copii în incinta grădiniței cu program prelungit. Clădirile ambelor grădinițe sunt cuprinse într-un program de reabilitare de câțiva ani. Ca și în anii anterior, la începutul lunii august, Direcția de Sănătate Publică Buzău susține că a reamintit primăriilor obligația remedierii deficiențelor apărute în unitățile școlare, precum și asigurarea apei potabile din surse autorizate sanitar și monitorizate permanent. Modificare importantă în trafic în fața sălii sporturilor. Un sens giratoriu ieșit din tipare a fost instalat în zonă după un model importat din alte orașe. Rondul este desenat pe asfalt și marcat cu semnele de circulație corespunzătoare. Soluția ar trebui să contribuie la fluidizarea traficului și la accesul mai ușor al vehiculelor mari. Șoferii care au trecut dimineață prin fața sălii sporturilor au avut surpriza să descopere un sens giratoriu mai ciudat, complet diferit de cele cu care erau obișnuiți. Viceprimarul Ionuț Apostu, care anunțase că la finalul lucrărilor de reabilitare a carosabilului de pe Alea Sporturilor în zonă va fi amenajat un sens giratoriu, a venit vineri cu precizări într-o postare pe pagina sa de Facebook. Atenție șoferi, din această dimineață a fost pus în funcțiune un nou sens giratoriu în fața sălii sporturilor. Este un concept nou pentru orașul Buzău, o mini-girație din marcaje trasate ce permite accesul mai ușor camioanelor și autobuzelor. De fapt, un concept aplicat cu succes de câțiva ani la Cluj-Napoca, dar și în celelalte state europene. Așadar, un nou pas spre normalitate, a scris Ionuț Apostu pe Facebook. Scopul instalării rondului este, potrivit conducerii primăriei, acela de a preveni accidentele, în condițiile în care, după asfaltare, pe Alea Sporturilor se circulă cu viteză mare. Doamnelor, domnilor, retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii a ajuns la final. Eu sunt Maria Stroie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare un weekend excelent. La revedere!